Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip. De aceasta suntem pe Samp. N-am jucat Samp de foarte, foarte mult timp. Și, bă, cred că era cazul. Suntem pe serverul unui prieten, până la urmă, Kent, tank rusesc, niciodată nu obosesc acolo la noi pe canal. M-a convins. Și hai să vă dau câteva informații despre server. Deci, o să aveți totul în descriere oricum. Dar, pentru cei interesați, oricum, poate să tasteze comanda bonus pentru a primi un premiu special de bun venit. Și s-a adăugat un eveniment de Halloween foarte, foarte mișto. Are câteva chestii în comun cu Metin, nu sincer să fiu. Dar o să vă citesc prima oară. Evident, Taker aici, numărul 1, proful de română, știți ce zic? Deci, pentru evenimentul ăsta de Halloween, puteți merge să dați trick or treat la casele ce sunt deținute pentru a putea da, așa aveți nevoie de boo points. Câte, o să primești un boo points pe o zi. La trick or treat poți primi bani, bomboane, hello points și na. Adăugat o hartă specială pe care o puteți găsi în GPS Halloween Island. A, și asta e mapa aia de Halloween blană bombă. Unde aici avem și gift-ul. Unde putem să luăm o recompensă. Ia să dăm aici get gift. O dată pe zi merge nebunia asta. Ia uite și... Mamă, zic că sunt la păcănele aici. Bă! Asta e simțire. Ce? Ai primit 30 de puncte gift. Ai câștigat 4 puncte de spin de gift box. Ai acumulat 4 minute. Ok, bun. Hai să zicem că merge. Dungeon, dragonul te așteaptă să te lupți cu el. Învinge-l și vei primi o răsplată pe măsură. Pentru a intra în dungeon ai nevoie de 25 de bomboane. Nu știu dacă am eu 25 de bomboane, dar sunt tare curios să vedem care cum mai stă situația. Haide, bă. Sare așa că... Bă, are câteva puncte în comun cu Metinu, Sampu, sincer. Se vede de ce l-am jucat la început. Dar parcă trebuie să mă joc puțin mai mult ca să înțeleg cu adevărat despre ce e toată nebunia asta. Ok, deci aici e dungeonul ăla pentru a-mi furta dragonul. Ia să vedem și noi. Și mi-a dat încă 10.000. Ai primit 30 de gift points, așa. Happy hour, ok. Hai să vedem. Ai nevoie de minim 25 de bomboane. Am înțeles. Da, din păcate nu merge. Hai să vedem ce mai e pe aici. Adăugat un text drum happy Halloween în colț din dreapta. Adăugat un top pentru cine are cele mai multe puncte. Așa, un top pentru cei care câștigă cele mai multe puncte la Lucky Pumpkin. By the way, la evenimentul ăsta cu Lucky Pumpkin. Stai, mi se pare că e mai în față. Se câștigă și bani real, deci cine o să reușească să facă nebunia asta o să primească 10 euro. Dar, da, aici e. Deci fix aici e și o să intrăm și noi imediat să vedem cum stă situația. 10 euro și încă câteva chestii sau 5 euro și booster pe Discord. Sau Nitro pe Discord, nu mai știu cum era. Giftbox-ul a fost mutat pe insula așa. Joburile Lumberjack și Electrician cel marcat cu job de va câștiga 90% în plus față de... câștigul normal al fiecărui job, cred că vreau să scrie aici. Sistemul de spin, așa, locații speciale, comanda quest în două tipuri, misiuni zilnice și misiuni de colectare, prețurile din dealership, așa, cu o nouă economie, sistemul de skin-uri, step de achievement și clan, ok, și la sistemul de death-uri, dacă nu ești într-o facțiune și mor, vei aștepta 2 minute jumate până când vei fi respawnat. Pentru a suna la spital folosește comanda call 555, medicii pot folosi comanda hashtag hashcall pentru a vedea apelurile de urgență, totodată poți te ridici singur folosind o seringă pe care o poți cumpăra de la facțiunea paramedic. Ok, bun. Bă, hai să încercăm până atunci nebunia asta la Lucky Pumpkin. Am uitat, mamă, deci e puțin dubios față de Metimer, că știu că e... comanda aia cu slash, dar parcă mereu uit, mă, nu știu, încă nu m-am obișnuit așa. Ok, deci, ai ajuns pe tărâmul dovlecilor, însă drumul spre succes este unul înșelător. Scopul acestui joc este de a trece toate cele 8 uși, ca la final să iei dovleacul câștigătorul. Odată ce te apropii de gura dragonului, jocul va deveni mai dificil. Premii 20 de milioane de dolari plus
5 legendarii create plus 5 de diamante plus 30 de Halloween points. Succes. Ok. Bun. Și din aceste... Deci eu avem o ușă aici și trebuie să alegem un singur... Un singur dovleac din 2 și trebuie să facem asta, să nimerim dovleacul corect de 8 ori. Deci, bă, puțin cam greu, e de noroc, dar cine va reuși să facă nebunia asta primul, va lua 10 euro și mai multe chestii pe server, adică, na, ia să vedem. Ok, deci am reușit. Una e ok, deci a fost stânga. Hai cu o dată stânga. Ai, mă! Bă, n-am vrut, deci aici mă simt ca la roșie neagră, bă, frate, sincer. Stai așa că asta îmi place mie prea mult, o să mai jucăm încă o dată. Deci, măcar 3 să iau. Să văd și eu cât de greu poate să fie. Deci, developerul care a făcut nebunia asta... Iar am uitat, mă, să scriu cu slash. Deci, developerul care a făcut nebunia asta... Bă, nu merge. Ce naiba? Ah, gata, mă. Ok. Developerul care a făcut nebunia asta a spus că într-o lună doar 3 au reușit să termine... Asta, deci, na, nu știu cum naiba, pentru că poți să-l faci în continuu și... De, iar mi-a dat unul, deci pe stânga, efectiv, vreau pe stânga să fie. Hai, noroc. Noroc, hai să le zic și eu acolo, băieților. Bun, ia mă. Bă, nu se poate. Bă, deci ăsta e troll, nu, eu vă jur, fraților. E ceva inexplicabil aici. No, bă, deci de 5 ori cred că am făcut asta și o singură dată a fost. Ok, stai mă că încerc data asta dreapta, că poate iar îmi dă. Fix acum era stânga. N-ai mă cum. Ai nevoie de ajutor pentru a încheia o afacere, utilizează comanda report sau N pentru ajutor, ok? Bă, îmi place chestia asta pentru că zice mură în gură că am să faci. Ok, deci odată am mers pe dreapta, hai te rog frumos, a doua oară pe dreapta, dăm și mie două. Bă, băieți, cred că poate la un moment dat o să-mi bag piciorul și să fac un live direct. Ia. Îți dai seama să facem live o oră, numai să încercăm să reușim să facem nebunia asta. Bine, evident că nu pentru 10 euro, pentru distracție mai mult sau mai puțin. Dar totuși, ce? Bă, de să faci asta de 8 ori nu, e aproape imposibil, sincer vă zic. Dacă reușește cineva să facă nebunia asta... Bă, are respectul meu și by the way, aveți și serverul de Discord în descriere. Ok, 1, hai mă. Mamă, dar niciodată n-a vrut, mă. Deci niciodată n-a vrut primele două să fie la fel. Aveți și serverul meu de Discord în descriere. Și dacă știți și voi, fraților, mai multe despre Sam, că parcă chiar merge, bă. E un joc destul de fain. Nu zic că se compară cu Metin pe care l-am jucat de atâta timp. Dar... Na, dacă știți mai multe să mă învățați, aveți acolo Discord-ul. Bă, deci, n-a mers nici la el, nici la mine. Așa ceva. Bă, frate. Ok, deci a mers odată. Hai, te rog. Nu, bă, deci efectiv n-ai cum, frate. Stai că mă duc chiar și rachetă. Ok, m-am dus. Haide, te rog. Dă-le pe amândouă la fel. Bă, deci sunt 6-50-50. Da, absolut niciodată. Was banned from prison. Speed hack. Am înțeles. Bă, n-ai mă cum. E prea panarau în jocul ăsta. Sincer. Și îți cresc bani așa în continuu. Bă, Sampu. Se vede că n-am mai jucat de mult timp. Ia mă, o iau pe stânga. Prima oară când am pus pe stânga și de fapt chiar voiam să o iau la dreapta. Bă, nu, deci asta cu Halloween-ul te prinde. Și v-am zis, nu pentru aia 10 euro, dar pur și simplu. Haide, mă, hai. N-ai mă acum, reiși maxim. Da, în orice caz, fraților, cam ăsta a fost cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi și ne auzim cu bine. Aveți toate informațiile legate de server în descriere. Vă aștept, pup, ceau!